Felicitări pentru rol, dar vreau să vă zic sincer, nu-mi place deloc outfit-ul dumneavoastră. Am vorbit și cu soțul de serial, concubinul din Lia, da? Și la fel, nu știu ce are cu dumneavoastră stilistul, că nu-mi place outfit-ul acesta. Așa, da? Da, da, de să se menționeze, să se schimbe cumva, că nu... De ce? Suntem oameni muncitori aici, gospodărim... Servim familia asta bogată. Cum? De ce? Fără noi nu se poate. Nu? Da? Și v-au dat și o căsuță acolo, o căsuță amărât așa pădurea. Asta e o mască. În spate suntem primii. Cine știe cum se răstoarnă situația și după pulovărașul acesta gri, ce branduri prin serialul 6-7 se scoate. Așa ne place? De acord, da. Lăsând gluma la o parte. Mie îmi place diferența asta, da. V-ați obișnuit cu... Da, cu opulență, așa, cu păr. Dar nu, lasă că e bine. Pe asta e frumusețea în meseria asta. Eu asta ador, să fie diferențele astea și să le faci. Să fie de la cer la pământ, să... Da. Vă provoacă rolul ăsta? E, adică aveți și, nu știu... scene de dramă în care trebuie să vă schimbați. Și mai de tensiune și de emoție, da. Foarte frumos. Nu. Are de toate. Dar are umor, e șarmantă, Maria. Eu așa zic, așa mă strădui să o fac. E simpatică, are haz. E și ea puternică, e și ea o luptătoare. Da, adică nu e... Nu e acolo, cu pui la colț și... Eu am glumit mai devreme cu ținuta dumneavoastră, dar de la drept vorbim, pe mine mă provoacă mai mult și îmi place mai mult, îmi plac mai mult personajele astea, pentru că sunt cumva acolo cu oamenii de acasă și mi se pare mai greu de jucat o dramă într-un serial de comedie sau un serial atipic decât un personaj negativ sau un personaj de comedie, atunci parcă poți, nu știu, intri mai ușor ca actor, dar în drama aia, o femeie amărâtă, necăjită, da, care trebuie să zic în toată, că sunt probleme aici, încurcături, nenorociri, așa, ca în orice, ca și în viață. Noi, cuplul nostru, aduce picanteria, e sarea și piperul, e pata de culoare, care pe public, știi, îl mai scoate un pic din... Ați mai jucat în serial cu domnul Bebe până acum? Da. În primul rând, noi am fost colegi în facultate. Păi primul a fost Lacrimi de iubire, Daria, iubirea mea, State de România. Erați, nu erați cuplu în State de România? Nu, adică nu era, nu, acolo eram dușmani. Da, asta zic, dacă ați jucat la... În Daria, iubirea mea, eram un fel de asistent al lui, de... Da, cu ceva avea el barul ăla, era tot așa, pe bogăție. Iar în Lacrimi, dar nu eram în relație directă. Soțul este primul meu, când sunteți. Soțul meu, era cu el. Și eu, mă rog, am avut scenă cu el, secvență cu el, dar sigur nu eram... Deci asta este prima... Să fim soț-soție, da. Așa, da, să lucrați împreună, familie, să repetați împreună, da, să toate. Da. Și ne hârâim, dar e foarte bine că e exact ce trebuie să fie și în film. Noi continuăm și în viață, da. Dar se întâmplă să vă găsiți stând de vorbă, să povestind din facultate, din nu știu ce... De machiaj, la păr și așteptăm, sau la costume, până ne aduci, băi, mai știi aia, cum să nu avem atâtea. Nu va copta și pe dumneavoastră să veniți profesor la școala lui de actorie, să-l ajutați acolo? Și nici nu mă arăt. Nu-mi place, eu vreau să fac eu, să joc. Nu știu. Și aș avea, eu, felul meu de a fi, am o strângere de inimă să... Poate nu e normal, dar așa sunt eu. Să stau să îmi asum destinul unui copil, al unui om, stea în mâna mea, nu știu, să depindă ăla de mine. Îi fac bine eu, nu-l conduc bine și el pe urmă... Eu cred că v-ați descurcat perfect, dar dumneavoastră știți mai bine cum vă simt. E adevărat, da.
M-am gândit odată, așa am stat eu cu mine. Aș ști să învăț, dar nu știu. Trebuie și răbdare, trebuie... Nu, eu sunt mai... Nu, eu vreau să joc, să fac eu, să mă pui pe mine la tăvălug acolo. Și îmi permit să vă spun că sunteți din, fără să vă jignesc, din generația veche, din școala veche. De... Și să vă întreb dacă e diferență, vă simțiți diferit, vă atrage mai mult teatru sau platou de filmare? Unde vă simțiți mai bine? Acum aici sunt îndrăgostită rău. Da? Mi-am dorit film. Mi-am dorit foarte mult film. Eram numai cu teatru și film până au venit, până a fost în 2004 primul serial cu Numai Iubirea. M-am bucurat, dar îl făceam chinuit, toate le-am făcut chinuite atunci, că aveam și teatru și erau repetiții și erau vizionări și îi chinuiam și pe ei cu programul și eu și nu mă puteam bucura. Acum teatru, da, s-a încheiat contractul cu Teatrul Național din cauza vârstei, așa. Da, dar sunt teatri independente, nu e? Da, sunt colaborator la Godot, am și la Târgoviște. Da, oricine dacă vrea să mă invite într-un proiect, deci pe colaborare. Dar sunt lejer acum și am făcut destul. Și a fost bine tot ce am făcut și sunt mulțumită de ce am făcut până acum pe teatru. Și acum s-a întâmplat minunea asta și cu Adela și cu ăsta, cu Lia... Și vreau să-mi pun toată energia și să fiu aici, liniștită, sunt liberă, sunt la dispoziția lor cu programul care e încărcat și e greu de și cu gândurile numai aici și mă bucur că am reușit să fiu în lumea asta cu filmul, că îmi doream film, jinduiam. Mă uitam la mine ca un copil prost așa, în poze și îmi plăcea așa de mine și zic, uite-mă ce diferite sunt. Uite părul imediat pe mine, cum îmi faci și ial cap, mă schimb. Zic, mă, de ce? Că aș fi bună pe film, ce cap am și eu sunt expresivă și așa consider și mi-a spus și altă lume. Că în părerea mea, na, nu-i frumos să vorbești de tine. Dar să știți că sunteți printre puținii actori de gardă veche care se simt mai bine, mai largul lor pe film. Și nu, e păcat că... Și pe teatru. Bine, nu, mă refer acum. Spuneam soțului, bă, zic, acum dacă m-ar mai zice, m-ar mai propune într-un spectacol, parcă nu mai am. Am făcut, a fost. Acum e treaba asta care e ceva proaspăt, nou și care îți spun, mi-am dorit enorm să fac film și eram necăjită, sufeream. Tu mai ai face film. Bă, dar eu de ce nu sunt în lumea asta? Și acum... E ceva ce vă mai doriți și aveți în lista asta de priorități ceva ce mai doriți să atingeți, nu știu, să jucați în reclame, în stand-up, nu știu, că ce din... Nu mai vine pe cap, sau... Pe film sau pe teatru? Pe meseria dumneavoastră. Nu rol anume, dacă e ceva, vreți stand-up, vreți... Impro show, vreți reclame, vreți altceva? Nu. Deci, am făcut lecții de viață, fac dublaje de voce la, am voie să zic, la Disney Plus. Îmi plac. Deci, ce să fac? Vocea, îmi schimb, mă joc. Astea îmi plac. Pe desene ați intrat și până acum? Nu știu că pe Disney Plus, pe... Film. Dar pe desene n-ați încercat? Da, am făcut tot acum pentru Disney ăsta cu mările, cu... Nu mai e, cine are copii, trebuie să întrebăm pe Ioana. Care e pirată, cu un ochi. Deci e desen animat, gen, sunt omuleți, nu știu cum să zic. Dar nu e că au și desene, am crezut că sunteți și pe desen așa. Da, nu, asta n-am... E o provocare asta, ați putea să o puneți pe listă. Deschisă și primitoare la orice e de muncă și de... Pentru că... Toată viața mi-am dedicat-o și chiar mi-am și sacrificat-o, într-un punct de vedere, la copil mă refer. Da, uitați-vă că sunteți înconjurată. Seria asta și de-aia vreau să o fac. Da, acum mai aveți regrete după toți copii aveți în fiecare zi și cât vorbeam și cu Ana Zara, care zicea și că vine să vă ceară tot timpul...
sfaturi, să stea de vorbă și așa. După atâția câți aveți de fiecare dată la filmări, vă mai aveți regrete? Da, n-aș mai avea timp și de unul de al meu pe acasă.